Ai așa, câștigat la loto sau la loz în plic? Am câștigat odată la loz în plic și tot câștigul, nu mai știu ce valoare avea, dar am umplut masa, că eram la o cârciumă, unde se juca în 1983 da. Sau 2, unde se juca la filarmonică, nu veneau de aia cu punguța, nu știe lumea. Da. Erau niște domni care veneau cu o punguță în care erau bilețelele de loz în plic. Și mergeau și da. Erau așa și băga ia aia și de acolo, la mine. Ia, mă, nu vreți să luați, nu știu, când ai trei beri în cap, iei și un loz în plic. Și l-am câștigat. Și-l fila, el desfăcea așa? Ei, cum să nu? Bineînțeles, ha. Ca să dacă era egalul, era necâștigător. Da, da. Și n-a ieșit egalul. Hop. Și cred că a fost 200 de lei sau 100 de lei. Oricum, s-a transformat într-o... în bere. Bravo, instantaneu. Bere după bere. Ce Barcelona sau Real Madrid? Barcelona mi-a plăcut întotdeauna pentru creativitate. Acum nu mai îmi place. Dar te uiți la fotbal? Deloc. Nu. Este sportul care nu mă... Și la alte sporturi? Mă interesez la tenis, mă mai uit la tenis. Când ai place. Avut colegi care au ajuns la Poli Iași la basket? Doi colegi? De liceu. De liceu. Uh-huh. Pe tine nu te-a ajutat înălțimea. Păi eram prieten cu ei, dar cum să zic, treceam pe sub coate. Când stăteau așa, eu eram atât de înalt încât pe sub coate puteai treceam. Puteai fi un bun coordonator de joc, da, să-ți, da, dea, da. Să-ți dea ție. Te duci la sală? Da. Tragi de fiare? Da. Ești un serios? Datorită acestui fapt că mă duc la sală și trag de fiare. Trag, fac, mă țin... Ai mentiță de aia și jambiere? Nu, nu. Adică nu mi-au ești... dispărut durerile de spate, mi-au dispărut, am un tonus foarte bun și mă simt excelent. Zici că ești reclama la... Zici că ești reclama la Eferalgan. De când da. Trag Eferalgan? De când trag Eferalgan pe nas? De când trag Eferalgan pe nas? Mi-au dispărut durerile de șale, alerg cu nepoțelul în parc.